Iată, continuăm cu lucrările în stupină și aveam de-a face cu o situație care la mine deja a devenit obișnuință, să constatăm dacă avem matcă sau nu în roiul rezultat în urma izolării măcilor și să vedem ce găsim. Pe cum vedeți în acest stup, este destul de multă albina. Iată, așa după prima estimare, zice că e un roi frumos cu mască, dar vom vedea ce găsim. Eu, acum câteva zile, am vrut să lunesc și am zis că acest roi mai trebuie lăsat. Am mirosit eu așa ceva la el, că ar mai trebui lăsat un pic. Și acum o să verific acest lucru, să văd dacă mai lăsăm sau punem grila de unificare. Albina stă destul de liniștită pe ramă, dar acest lucru nu mai garantează că are matcă, fiindcă ea cam expirat timpul, adică albina ajunge la un stadiu în care, indiferent dacă are matcă sau nu, ea tot liniștită va sta. Și vom vedea. Și surpriza este că are matcă. Avem ouă. O să vă arăt și dumneavoastră. Să vină aproape. Stă albina foarte frumos. Se pare că instinctul meu de acum câteva aici umblă ea. Trecut dincolo. Da, o lăsăm în pace. E o matcă reușită, neagră și mare. Bun. Iată, la acest nucleu, cum am zis, matca s-a împerecheat și nu mai trebuie să facem unificare, astfel am adus o ramă cum era. Acum, de ce am adus miere? Fiindcă la acest nucleu deja albina este uzat. Iar ca să o ducă înainte albina, o să-i dăm miere. Ca să verificăm o ramă. Am vrut eu să mai verific o ramă. Iată, această foaie a fost dată la construire. I-am dat această foaie la construit și a construit-o. Și o să urmeze să ouă în ea.